Comisia Specială Roșia Montană a început astăzi dezbaterea pe articole a proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană. Tintancul american Democracy Institute susține proiectul minier din Apuseni și apreciază într-un raport că România are potențialul de a deveni cea mai importantă economie din regiune. Raportul Institutului American consideră că situația economică a României oferă perspective favorabile pentru viitorul apropiat. Cu o creștere solidă a PIB, o rată redusă a inflației și un deficit bugetar care poate stârni invidia multor state ale Uniunii Europene, situația actuală a României s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, punând bazele unei fundații pe care viitorul economic al țării poate fi edificat, se menționează în document. Eforturile premierului Victor Ponta de a crește transparența și de a se angaja într-o combatere mai eficientă a corupției ar putea crește încrederea investitorilor internaționali în mediul românesc de afaceri. Premierul Ponta susține un model de creștere economică bazat pe investiții, mai puține taxe, mai puține birocrație, privatizare, bugete echilibrate, cheltuieli guvernamentale disciplinate, se menționează în documentul emis de Democracy Institute. Potrivit Tintancului american, respingerea de către legislativ a proiectului minier de la Roșia Montană ar putea avea consecințe nefaste. În termeni economici și de mediu, proiectul minier este un scenariu win-win. Proiectul este extrem de important pentru economia unei țări, care de la declanșarea recesiunii în 2009 s-a luptat pentru a atrage investiții. Dacă decizia parlamentară blochează proiectul, investitorii se vor gândi atent înainte de a investi sume mari în România. Se mai precizează în documentul conform căruia economia României crește astăzi mai repede decât cea a SUA sau a Marii Britanii. Democracy Institute este condus de doctorul Patrick Bassam, coordonator al New York Times și Washington Post, și acționează sub supervizarea unui consiliu care cuprinde figuri marcante din spațiul public și academic american, precum Chris Edwards, directorul de studii cu privire la impactul politicilor fiscale al Tintancului libertarian Cato Institute. În altă ordine de idei, dar pe aceeași temă, membrii Comisiei Roșia Montană au început de astăzi dezbaterea pe articole a proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România. Iar parlamentarii l-au audiat pentru a doua oară pe ministrul pentru marile proiecte Dan Șova. Acesta a subliniat că nu intenționează să ia parte la discuțiile pe articole din comisie și că punctul de vedere al Parlamentului va prima în fața cabinetului Ponta. Guvernul a propus un proiect de lege, noi am încercat să scoatem ce a putut fi mai bun, având în vedere situația în care suntem în mod concret. Mai departe, proiectul finit, dacă va exista și ceea ce se va supuneți pe dezbatere Parlamentului României, va fi decizia dumneavoastră, a spus ministrul. Șova a adăugat că guvernul se va supune deciziei Parlamentului căruia este subordonat.